din 1 Tesalonicene este un capitol al îndemnurilor. Dacă ne vom uita de la versetul 16 și până la versetul 22, sunt câteva îndemnuri. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, feriți-vă de orice se pare rău. Este îndemnul Apostolului Pavel pentru noi și pentru Biserica din Tesalonic. Doresc în dimineața aceasta doar câteva gânduri, pentru că suntem la ora de rugăciune. De ce ține mulțumirea, mare frați și surori? De împrejurările în care ne găsim? De situația noastră exterioară? M-am gândit la Iov. Știți ce îi spunea soției lui? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui, cum? Binecuvântat. Mulțumirea nu ține de împrejurări. Să fii mulțumit, așa cum spunea și Mihai, este un mare lucru să fii mulțumit. Și de împrejurările care ne găsim. Sunt oameni care nu au ce să mănânce. Și poate mănâncă o dată pe zi. Și mulțumesc lui Dumnezeu inclusiv pentru lucrul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Știți de ce? Că în mulțumire se găsește un ingredient. Voia lui Dumnezeu. Oare să vină un cutremur de 7, nu știu cât, pe scara Richter și să ne distrugă casa, în mulțumit Dumnezeu? Sau dacă ne-am fi luat toate averile care lui Iov, am fi mulțumit Dumnezeu, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu indiferent de circunstanțe. Pentru că întotdeauna, la capătul unor lucrurilor pe care le credem noi, că nu sunt benefice pentru noi întotdeauna, să te așezi în voia lui Dumnezeu, sfârșitul va fi un happy end, adică fericit. Doamne ajută-ne să ne putem așeza în voia lui Dumnezeu cu mulțumire. Amin. Al doilea lucru foarte interesant care mi s-a părut este versetul 20. Nu disprețuiți ce? Prorociile. Vremurile în care a trăit Pavel a fost niște vremuri foarte controversate în ceea ce privește prorocia, vorbirea în limbi, darurile duhovnicești. Cuvântul prorocie, mai mult decât orice, găsim în 1 Corinteni, capitolul 14, că ea are un rol în biserică. Mai mult decât fațada exterioară. Sunt unii care au niște manifestări care credem că exact vorbește Dumnezeu prin ei. Spune cuvântul Domnului că unii se vor preface chiar în îngeri de lumină. Ascultați! 1 Corinteni, capitolul 14. Cine prorocește? Dimpotrivă, vorbește oamenilor pentru trei lucruri. Și astea trebuie să se găsească în Biserica Evanghelică și Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Prorocia are rol. Zidire, sfătuire și mângâiere. Cele trei caracteristici ale prorociei. Păi dacă într-o biserică nu este zidire, păi cine putem zidi? Pe lucruri care privesc în viitor? Nu. Ci pe cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin. Erau multe prorocițe în biserica din Corint, care nu erau după voia lui Dumnezeu, intrau în transă și făceau pe oameni să creadă că niște lucruri. Nu! Biserica lui Hristos are nevoie de proroci care să zidească, să sfătuiască și să mângâie. Și nu poți să sfătuiești pe cineva decât să-l zidești din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi suntem o clădire spirituală și noi ne zidim și suntem zidiți pe ce? Pe temelia apostolilor. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască aici în casa Domnului. Amin. Trebuie să ne sfătuim unii pe alții. Amin. Zicea Pavel într-o epistole, spăsuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă și cântări cum? Duhovnicești. Sfătuirea, mângâierea. Sunt multe inimi aici zdrobite și multe inimi care au nevoie de mângâierea. Singurul lucru care poate să mă mângâie în viața aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Când gânduri rele vin în inima mea, spunea David. Cuvântul tău mă mângâie. Psalmul 94, cred că cu 14. Când gânduri negre vin în inimile noastre, numai cuvântul lui Dumnezeu poate să ne mângâie. Doamne ajută-ne ca prorocia și să nu disprețuim pe cei ce vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru cu care doresc să și închei este versetul 23. Noi avem un Dumnezeu. Al cui? Dumnezeul păcii. Dumnezeul păcii.
să mă sfințească El însuși pe deplin. Singurul care poate să mă sfințească este Dumnezeul Păcii, care îmi poate lucra la cele trei lucruri de care suntem formați. Suflet, trup și duh. Să fie păstrate întregi fără prihană la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ne vor ridica pe picioare dimineața aceasta și frați și surori care doresc să se roage, să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în fiecare zi și să nu disprețim cuvântul lui Dumnezeu care ne poate sfătui, mângâia și îndrepta. Amin.